Ce mult s-a păreginit orașul ăsta de când l-am părăsit. Prima călătorie amețitoare din viața mea a fost prin mama. Ea e bunica, iar ea e mătușa Sofia. Ea e Zuza. Mâncărurile ei vor cuceri mai mulți bărbați decât mine. El e Zizi, primul meu model masculin. Eu sunt capitanul Spavento și am venit să anunț supărarea micuței Zaira. El e Paul. Zaira, îți promit că la 18 ani te vei lua de o soție. Vrei? Scripăi, nu merită respectul nostru. Zaira, stai dreaptă. Nu trebuie să zic că lumea că nu-i josim. Zizi s-a transformat din erou în bețiv. Sigur va păți ceva. Era greu să locuiesc cu mama, singură, fără mătușa și fără Zizi între noi. Trebuie să te obișnuiești de acum cu mine. Așa am aflat că tata s-a înscris în comunism. Ce vrei? Ai promis ceva. O iubire ce rezistă timpului. Paul n-a fost de acord să merg la teatru. De ce nu te concentrezi? Din cauza mâinilor tale. Ai fost la altul? Da, am fost. În public era ministrul Andrei Popovici. M-a invitat la masă, iar eu am acceptat. Am aflat ceva șocant despre ministru și am rupt legătura. În seara aceea, mâinile lui m-au mângâiat din nou. Cum vreți să o cheme pe fetiță? De ce nu vrea să știe de mine? Ai un admirator? El e Robert. O femeie hotărâtă, într-o epocă unde destinele erau ferecate de război și violență. Călătorii într-o regăsire. El e Eugene, al doilea american pe care l-am cunoscut. El e Donovan. În deceniile următoare avea să tot apară și să dispară din viețile noastre. Și tu vii la noi în casă și te năpustești la copilul nostru! O femeie prinsă în vâltoarea vieții. Conduceam barul lui Mr. Brown ca și cum ar fi fost barul meu. Știam că mă voi întoarce la el.